Presa a prezentat pe larg situația proprietarilor terenurilor aflate în apropierea șoselei de centura Severinului. Deși au acte care le atestă proprietatea, oamenii s-au pomenit brusc, fără suprafețele de teren pe care le posedă de ani de zile. Nu ne face cadastru, nu ne face cadastru. Și ne-au luat terenul. Aveți titlul de proprietate? Da, avem titlul de proprietate și plătim impozit la oraș. S-a trecut centura pe partea de sus. Suntem de acord cu drumul că s-a făcut, dar alții au luat banii, iar noi nici bani, nu avem nici teren, nu-i Prefectul Nicolae Drăghia a încercat să ofere un răspuns la întrebările oamenilor care nu înțeleg cum a fost posibil să-și piardă terenurile atâta timp cât dețin titluri de proprietate. Cei care au făcut proiectul hotărârii de guvern de a lua suprafețele, a fi expropriat acele suprafețe pe unde a trecut drumul de centură. Cred că de la primăria Preznița, Drobeta, Turnu Severin, s-au suprapus suprafețele respective. Bănuiesc eu și în funcție de anumite interese pe care nu le pot spune eu în acest moment. Și s-au schimbat proprietățile sau vecinătățile în funcție de zona pe unde trecea drumul de centură. În acest moment, persoanele care sunt lipsite de proprietate, deși au titlul de proprietate încă din anul 1995, au acționat în instanță, dar au pierdut. Credem că până la urmă ar trebui reconsiderate toate hotărârile de guvern care s-au dat pentru cetățenii din zona respectivă, o analiză a oficiului de cadastru. Prefectul Nicolae Drăghia consideră că situația nu a apărut întâmplător. La mijloc ar putea fi vorba despre anumite interese. Cred că aceste schimbări de situații în teren, părere personală, lucrând în acest domeniu de mai mult timp, este că nu s-au făcut dezinteresate. Se puteau face toate aceste încurcături fără complicitatea unor angajați de la cadastru, Mehedinți? Cred că aici sunt mai mulți factori care au intervenit, pe lângă schițele cadastrale înaintate de primărie și uneori de primăriile implicate și uneori neconfirmate de către specialiștii cadastrali, și acolo nu se putea elibera un titlu care peste un teren care exista, pentru că în acest moment există destul tehnică să vadă acest lucru. Potrivit prefectului, greșeli au existat la oficiul de cadastru, dar nu se poate pronunța dacă acestea s-au făcut voit sau nu. Vinovăția va fi stabilită abia după ce se va verifica în amănunt întreaga situație.